Minciuna a fost lansată de Rușeț imediat după prima ședință CODA, cea din 29 octombrie. Atunci a fost constituită o comisie formată din 7 persoane pentru negocierea cu UNPR. La ieșirea din ședință, Rușeț a declarat presei că aceeași comisie va evalua și directorii de deconcentrate și din minerit, ceea ce a provocat stupoare printre participanții la ședință, motiv pentru care votul a fost reluat. Da, comisia de 7, așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, se va ocupa de negocierile cu UNPR. Și atât. Urmând ca analiza directorului concentrat să se facă de către CODA. S-a votat din nou? Da, s-a votat din nou. Democrații liberali au discutat în ședința de vineri un alt punct controversat, acela al alegerilor interne. Noua CODA a stabilit că nu este cazul să fie reluate alegerile în organizațiile în care acestea au avut deja loc, decât dacă din verificări vor rezulta deficiențe. Am stabilit responsabilitățile pe fiecare localitate din partea Comisiei de Organizare și Desfășurare a Alegerilor, urmând ca după aceea să vedem în parcursul acestei proceduri, dacă vom reuși să ne ținem de etapele pe care noi le-am stabilit, prognozat astăzi, și să, cel mai probabil în martie 2011, vom avea alegeri. Discuțiile privind verificarea alegerilor au ieșit cu scântei, deoarece a fost luată decizia ca cei care s-au ocupat până acum de anumite localități la analiză să le fie repartizate altele, lucru care l-a înfuriat pe Gheorghe Mitescu și a părăsit sala de ședințe, astfel că de localitatea Novaci se va ocupa acum Maria Moța, nu Mitescu, așa cum s-a întâmplat până acum. Înțeles că domnul Mitescu a ieșit din sală. Am înțeles că l-a aștepta ginerele cu mașina. Nu v-ați certat sau ceva? Nu. La partid se spun multe lucruri și cred că există certuri. Nu pot fi catalogate certuri. Următoarea ședință CODA va avea loc pe 19 noiembrie.